Eu vă rog încă o dată, domnul Bregă, terminați cu filmarea fără permisiune. Până începe ședința, până începe ședința, am voie. Poftim, filmați. Deci filmez. Poftim. Important este să nu interziceți acolo unde legea permite. Alt aspect, în instanță solicit permisiunea de a filma integral. Sunt jurnalist, vreau ca materialul ăsta să ajungă, e de interes public, vreau să ajungă în presă. E de interesul noastră, nu e de interes public. E de interes public. Eu când am fost... Persoană atât de... Când am fost reținut... Domnul Bregă, eu vă spun, închideți, vă rog. Nu, eu dacă faceți o încheiere, da, altfel nu. Deci o încheiere din... 316 și v-am citit odată. N-ați citit-o, nu mie. Păcat, acuși mă duc. Posibil? Posibil, dar vă rog, nu le, nu vă mai înțeleg. Și solicit o încheiere motivată ca să o pot contesta. Păi da, dar cum e tot să... codul de procedură penală să acordă și la contravențional. În cazul în care ședința e publică, solicit să fie înregistrată. Sau de instanță, sau de mine. Ascultați, domnul Bregă, vă știți ce spune. Articul 316, cod procedură penală, publicitatea ședinței de judecată. Da? Aliniatul 3 spune. Președintele ședinței poate permite reprezentanților mass media, în cazurile în care cauza prezintă interes public, să efectueze înregistrări audio, video, și să fotografieze unele secvențe de la deschiderea ședinței în măsura în care acestea nu perturbează desfășurarea procesului. Atât de la începere, de la deschiderea ședinței. Iată, noi acum deschidem ședința și filmăm deschiderea. Dar cum o să închideți? Doar cu așa. Interdicție motivată, altfel nu închid camera, nu vă supărați. Domnul Bregă. Tot acolo în lege spune că trebuie să motivați în scris. Arătați-mi. Același articol cu un punct mai devreme spune că dacă îi se interzice, trebuie să fie motivat în scris. Nu vă supărați. Vă rog. Unde? Și la ce se referă? Cod de procedură penală. Ce acreditare aveți? De unde știm noi că sunteți jurnalist? Noi ați vă filmați propriul vostru proces. Cât timp nu e interzis, e permis. Ghenadi Bregă de la Curaj TV. Aveți dubii că aș fi din presă? Nu, eu am dubii în altă privință, dar n-ați... Conținutul dosarului îl știți? Că dacă... Vreau să ce mă examinați pe mine acum? În dosar, eu ca jurnalist am fost ultragiat. În cazul dat, trebuie să... Deci eu vreau ca acest material să fie înregistrat integral. Eu vă spun încă o dată, dumneavoastră, nu ne dictați cum să... Eu am solicitat. Dacă respingeți, să respingeți în scris. Dar eu vă spun, respingem de a filma. Respingem. Și v-am respins oral. Nu-i prevăzut nicăieri prin încheiere. Eu nu pot contesta. În cazul dat, eu nu opresc filmarea. Deci nu pot contesta. În cazul ăsta, o să încetăm noi, o să oprim procesul. Poftim. Și o să ne... Și o să merg și o să depun plângere la Consiliul Magistraturii. Mi se pare necorect să interzici. Poftim, cu cine discuți? Dar nu și-o cerut permisiunea. Iată, acum îmi cer permisiunea a doua oară. A doua oară solicit. Prima dată am solicitat permisiunea de a filma. N-ați auzit? Acum repet. Solicit permisiunea de a filma integral. Dacă vreți, dăm pelicula la început să vedeți ce am spus la început. Eu am spus, nu filmați. Dar dumneavoastră a spus că eu filmez că e început. Că e de interes public. Fără. Gata, fără permisiunea să încep la filmare. Și continuați și până acum să filmați fără permisiunea noastră. Și dumneavoastră credeți că asta vă se tolerează și așa trebuie să fie, da? Continuați acum să filmați, fără învoierea noastră. Cum considerați și asta? Cât timp nu este o interdicție în scris, eu nu pot contesta. Vreau să am probe. Vreau să nu uit ce am vorbit și ce ați vorbit dumneavoastră. Aveți 100 de probe, unde eu v-am spus, vă interzic să filmați mai departe. Ați filmat începutul și poftim luați și așezați. Procedați conform legii și atunci o să închid. Interdicțiile verbale nu sunt interdicții, nu vă supărați. Da, știți care chiar să facă scris și care... Din câte studii juridice am, atâta știu că trebuie să fie motivat. Nu numai atâtea studii și aveți. Sunt și verbale. Deci admiteți că procesul e de interes public sau nu? Asta nu sunt.
Bine, luați-mă că așezați-vă acolo. Să vedeți ce vă mulțumesc. Cerem demersul. Posibilitatea de examinare este și foarte dată pe dosar. Posibilitatea de examinare cauzei nu se părță de la galoșca. Doamna instanță, consideră posibilă. Domnului m-a fost citat din mijloc de către instanță de fapt. Nu am pus la expus asupra. Asta e plus din asta, da? La discreția instanței. Bine, instanța s-a apreciat de amânat cauza pentru o altă dată. Dar e deja a doua oară. Da, dar nu avem date, nu avem aviz că a fost citat legal. Partea vătămată. Eu solicit permisiunea să examinez în absența mea, da, că nu mai pot lipsi. Da, dar v-am ascultat părerea, ați spus că la discreția instanței, așa ați spus. Sigur. Păi iată, ne-am apreciat aici, sau vedeți și aici în încheiere motivată. Nu știu dată cât trebuie să pentru ca să luăm de avizul. 18. 18 iulie. Bine, 18 iulie ce zi? Joi. Zi de joi la ori de 14. La ori de 14. Vă rog semnați toți ca șpanții.